Primăria comunistă NE s-a ocupat de amenajarea unui cabinet stomatologic în clădirea dispensarului din localitate. Viceprimarul cu atribuții de primar, Valerian Protea, s-a încheiat un contract cu un medic stomatolog care va veni o dată pe săptămână în comună pentru a trata pacienții. Am ajuns să înființăm un cabinet stomatologic. Am luat legătura cu un doctor stomatolog. Doamna doctor, deci am înțeles, miercuri o să aibă o comisie de la DSP Vâlcea în vederea autorizării. Este dotat cu scaun, cu tot mobilierul necesar funcționării. Singurul lucru mai este decât să obțină avizul de funcționare. După aceea va fi funcțional. Un lucru bun pentru comunitate, fiind persoanele îmbătrânite, nu mai există cabinet stomatologic în zonă și este un lucru foarte bun pentru locuitorii comunei Stănești. Investițiile în sănătate vor continua la nivelul administrației locale din Stănești și în anul 2022.